Lumina Sfântă de la Ierusalim va ajunge la bisericile din județ prin intermediul protopopilor. Acest lucru a fost stabilit în cadrul unei întâlniri ce a avut loc la instituția prefectului, unde au participat reprezentanții bisericii și a instituțiilor MAI, prefectul Florin Sinescu și primarul Ion Lungu. Florin Sinescu a declarat că Lumina Sfântă va fi adusă de la delegația Patriarhiei care se va deplasa la mormântul sfânt de la Ierusalim. Avionul care va aduce Lumina Sfântă de la București va ateriza pe aeroportul Ștefan cel Mare din Salcea în jurul orelor 20:30. De pe aeroport vor lua lumina doar delegațiile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, precum și delegații din județele Iași și Botoșani și de la Mitropolia din Cernăuț. În cursul zilei de a avut loc la instituția prefectului o întâlnire cu reprezentanții Arhiepiscopiei Sucevii și Rădăuților, cu domnul primar și, sigur, cu structurile care asigură la nivelul județului măsurile de ordine și liniște publică, poliție, jandarmi, inspector pentru situații de urgență, ambulanță. Sigur, am stabilit, să spunem așa, tot scenariul pentru ziua de sâmbătă, mai exact pentru seara de sâmbătă. Și aici vorbim de faptul că Lumina Sfântă va ajunge și în acest an la Suceava în jurul orei 20:30 cel mai probabil, pe aeroportul Salcea, de unde sigur vor pleca 4 mașini către Iași-Botoșani, respectiv către Mitropolia de la Cernăuț. Vom asigura pentru cei de la Cernăuț, vor fi supravegheați de poliție și vor fi conduși până la punctul de frontieră Siret. Iar în ceea ce privește distribuirea la nivelul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuț, se va face de la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, după cum am spus, undeva în jurul orei 20:30. La Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava vor fi prezenți preoții protopopi, maicele starețe și starețul de la Mănăstirea Putna, care vor avea acces auto în zona Mănăstirii Sfântului Ioan. Sigur, circulația va fi restricționată din zona sensului giratoriu din zona mănăstirii și, sigur, imediat vor fi conduși cu echipaje de poliție către localitățile județului, astfel încât până în ora 12 Lumina Sfântă să ajungă în toate parohiile și, sigur, să încânte, să spunem așa, pe toți credincioșii din județul Suceava. Lumina Sfântă va fi adusă în județul nostru în urma unui parteneriat între Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și Consiliul Județean Suceava.